Dar la timpul de față el trebuie să fie de acum mare. El e mic. Un canal între care cu o cisternă de 4 tone introducem apa direct în pământ printr-o trubă care introducem pe partea cealaltă și partea aceasta undeva se primește 100 de kilograme la copac de apă când e uitat la toată rândul. Și oricum n-a salvat. Nu salvează nimica. Adică ce odată a intrat pomul într-o secetă, atunci el, practic, rădășina la pomi este întinsă cât pomul de mare. Înseamnă că el tot locul trebuie. Noi dăm numai la tulpină, dar asta nu și-o ajutor nimica. El trebuie să absorbe și mai ales la tulpină sunt rădăcinile cele groase, între care el, pe de părți, pe de mărgini, sunt rădăcinile cele fine care ele tot absorbe. Aceasta este situația în cele 4 hectare de livadă de piersic soi italian al lui Andrei Ciobanu din Zaim. Dacă anul trecut fermierul se lăuda cu un piersic de 300 de grame bucata, anul acesta un nectarin nu atinge nici 60 de grame. Roadă foarte multă trebuie să fie, foarte, foarte multă, dar dacă anul trecut avem un piersic la undeva la 300 de grame, un nectarin 300 de grame, înseamnă că anul ăsta e undeva la 60-70% mai mic decât. Avem soiuri de piersici mai târzii, Crest Heaven, avem același Red Haven, avem un soi de nectarine italiene, așa le spunem noi, avem soi Star Sunglo nostru moldovnesc, soi Bianca. Anul trecut am avut o roadă undeva de 8 tone la hectar. Anul acesta, dacă era să fie umiditatea, trebuie să avem și 12 tone, că am avut, adică n-am avut înghețuri de primăvară ca să mă fie fructele, dar din cauza secetei ele sunt mai mărunte și dacă o să avem 4 tone, 3 tone la hectar, dar nu o să fie calitative cum trebuie să fie ele. A investit în livadă ce a fost mai bun, începând de la fertilizanți, îngrășăminte, irigare prin picurare și tot felul de tăieri care se execută în termen. Seceta a compromis cea mai mare parte din roadă, iar persicul ajuns la maturitate nu s-a dezvoltat. Este cultivarea, curățirea, apoi curățirea în verde, rărirea fructului, insecticidele, fundicidele care am dat-o, pe când anul ăsta e foarte scump. Și în cele 6 hectare de caise, situația nu a fost mai bună. Lipsa ploilor, fructele au început a cădea de pe copaci de verzi. Din cauza secetei, nu a putut fructul ăsta să dezvolte. El până la un timp s-a dezvoltat, apoi a început înapoi să stragă socul din trăsul, pomul, ca pomul să reziste. Uitați-vă la ceasul, e numai sâmburile. El e anul 10 de la plantare, când trebuie să avem o roadă foarte. Anul trecut am avut 11 grade de frig aici, din îngheț, n-am avut roadă. Anul ăsta, când am văzut că este o roadă foarte bună, am investit, am început a trata, dar mugurul care trebuie să dezvolte pe la anul viitor pentru producerea fructului, el nu se dezvoltă la seceta aceasta. Și practic noi n-o să avem floare în livada aceasta. Ori noi trebuie să o tăiem, să o noim din nou, ori să o defișăm și să plantăm altceva. Agricultorul spune că este pentru prima dată în 10 ani când are recoltă atât de slabă și la prune. Aici avem o livadă de prună, de soiuri Stenleu, prezident. Avem și o irigare la acest pom. Din primăvară ne-a arătat o roadă foarte puternică, foarte puternică. Am introdus undeva câte 400-500 de kilograme de apă la copac în timpul dezvoltării fructului. Dar la un moment vreau să vă arăt că și pruna a început să usuce. Ia ca uitați-vă, noi o luăm. Să usuce, să cadă jos. Din privința secetei, că noi tot așa îți vă spun că îi dăm la tulpină, dar uitați-vă.
Să mai strângem câte ceva, dar nu știu, până la urmă ce a să rămâie. Cine știe dacă o să mă iei cineva la uscat, ori la o fabrică de procesare a sucurilor, a gemurilor. În fiecare an am luat foarte bună prună. Undeva câte 18-20 de tone de prună la hectar. Nici nu vrea să calculeze pierderile la hectar, afirmând că acestea sunt colosale. Foarte seamăcet. Știți, așa, anii trecuți mai era ceva roadă, mai eram bucuros, dar anul acesta... Potrivit Ministerului Agriculturii, în fiecare raion au fost create comisii speciale, iar reprezentanții acesteia au mers în localități și au estimat pierderile cauzate de secetă. Și am hărbuzul, trebuie verde. Dacă din cauza secetei, nimica. Pe piața internă, un kilogram de piersici, caise sau prune autohtone costă în jur de 30 de lei.